Sărătoare pe pentru un nou episod, da, suntem împreună cu băieții noștri și am zis că da, băieții, unde am intrat în organizație, ne-a cam trădat, din câte câte. Nu știu dacă chiar e adevărat, am primit de la cineva sigur chestia asta. Bun, deci în legătură cu aia, cum facem? Păi, nu știu, doamne. Păi nu știu, cum facem? Ce zici? Asta cu medalionul la gât. Ce să zic, domnule, mă gândeam acum, nu știu cum e mai bine și pentru dumneavoastră, dar... Eu zic că... Crezi că te auzi cam încet. Colegii dumneavoastră, cred că au ceva de spus. Ok. Și ce facem cu ei? Îi putem asasina cumva? Putem să chemăm câte unul de fiecare și să-i atragem cumva. Eu tot am de bănuit că fratele tău trăiește și că l-am găsit noi undeva și dacă se Da. audă că trăiește, atunci s-ar putea să ne urmărească pe unul dintre noi doi să vadă dacă mergem la el și atunci îl putem prinde singur pe cel care credeți că e suspect. Da. Mă, nu știu, vedem. Tare curios de ce se va întâmpla. Am putea să le zicem că fratele tău a fost găsit undeva și să mergem doar noi doi să încercăm să-l aducem și atunci vedem dacă suntem urmăriți. Da. Păi, sper să-l Ah, găsim. salut, 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 șeful. salut. Da, Fie șeful, dacă am nu sunt găsit. șeful tău, sunt colegul tău. Păi da, te respect. Mă, Fie cum fost întâi, cu fie că am fratele? găsit. Fie că am găsit aici o informație despre fratele tău, unde s-ar Unde? putea să fie. A fost văzut foarte recent, în jur de vreo 26 de minute. Ok, hai că mergem acum. Hai, repede, să notăm. Da. Ați vă N-am gândiți la zis. pietre? Ia zi, ia zi. Ah, să mor, era să mă lovesc. M-am luat și trebuie. Haide. Dați voi. Ah, să mor. Hai, unul Să nu câte unul. căutați hainele, că le udați. Da, mă. Că de haine ai tu probleme. Am înțeles. Mă, cred că mi-au dat și-o jos și țin în picioare. Perfect. Hai că mă Bun. merg de sus. Du-te la mașini. Ce informați o luat asta, mă? Și de unde? Bă, cate mi-a luat hainele, bă, cate mi-a furat. Am înțeles. Aoleu, mi s-a Hai, furat merge hainele. așa. Hai, bă, Hai, hai, așa, că n-avem picioarele. ce face. Hai, coleg, hai că poate Hai găsești un că... magazin în drum să te îmbraci. Haide. Deci când era mic și mă duceam la scăldat, nu mi se furau hainele. Să mai întâmplă, știi tu cum e. Hai. Băi, și Bun. acum cum facem o conduc eu? Las că o conduc eu. Hai că Haide. vin cu voi, vă îndrum eu. Băi, Da. fii ca Bă, te stai, las stai, să stai, vă vă rog rog școala. la... Lasă-o pe la în dreapta. Băi, Haideți. tu să folosești mașina asta, ai grijă dacă e scumpă. Da. Mă, hai, pune aici pe GPS. Stai, pe dreapta să mă pun eu în Să dreapta. mor, le Mă dai duc eu tot primul, jos. băieți! Bă, stai în kilos, dă-te jos să mă pun în dreapta, să pun pe GPS Colegii, mă acolo. duc eu primul, că știu unde e. Auzi, dar știi că BMW-ul ăsta pai cu telefon, nu? Și poți să le pui toate de pe telefon, adică, na. Eu sunt mai bătrân așa. Uite că Na. ți-am pus aici din față. Bun. Nu să moră. Au. Spune la pe căscuță să conducă mai frumos. Îl mănânc dacă nu. Doamne, avem un magazin de haine în drum, ceva, un Da, eu second știu. hand? Stai, bă, Avem un garaj, mă. Te da. Lasă-mă ajută? că stă bine în kiloți. Da, un loc de m-au făcat mă hainele. Să Nu. vezi ce-i fac. Colegul, o să treci pe lângă casă și ții uniforma de la... Pe la firmă, pe la noi. Mă, ce bine să conduc desculț, mă. N-am mai condus așa de la 16 ani. Tu la 16 ani avem permis, gulanule. Ce vrei, mă, ăla? Dacă am avut cine să mă învețe... Am înțeles, omul meu stă lângă mine. A, ghitată! Mai repede că... Să moară, baby. Cred că dacă o împingem să ducem mai repede asta. Deci, domnilor, ce am vorbit acolo, să rămână între noi. Da, siguranță.
Sper că ne înțelegem. Da, da. Bun. Eu deja am niște părere. Mhm. Să nu te super cam pentru camera de la Sigma, da? Nu-i problemă, păi stai din sonar. Ai, te-ai dus. Bă, da, ce casă refractul ăla, bă. Păi dacă și-o permis. Dar păi, nu se vede că tu ai fost golan în familie, bă. Nu le-ai cunoscut. Bă, da, da, la casă nu i-am văzut-o niciodată. Păi dacă... Nu au avut viața personală foarte în față de viața de mafiot. Dacă știi ce zic. Viața de mafiot e viața grea. Numai el a știut. Sau știe, nu știu ce se întâmpla. Deci e sigur că el a lucrat asta, nu? Să nu fie un apel fals. Dacă e apel fals, te mănânc. Știi că nu e de glumă cu chestia asta. Nu e de glumă, nu e de glumă. Să sperăm. Să sperăm că încă e în viață. Să moră, nu? Am udat... Am udat un pic scaunul ăsta din spate, că sunt tot pe chiloței. N-are treabă că... Mă trăznic chiar. Sper că numai cu apă ești tot pe acolo. Da, da. Am pus aici ceasul. Alea pe care l-am primit de la fratele meu. Am un ceas de la Pufulez, domne, dar l-am pierdut la scăldat acum. Păi tu ești firmă de pază și așa facem, mă? Să nu vrem primit salar. 12 milioane pe lună. Eu, e... Minimum mă interesează. Da, da. Pe aici, pe aici ar trebui să... Pe unde? Pe aici, în față, sau? Ți-a și puțin la stânga, mai puțin în față. Turbatul, ui! Mai ce, mă? Unde? Ță? Puțin la stânga? Băi! Am înțeles. Știi, și-am mers să conduc că de n-ai treabă. Așa, puțin aici mai la stânga? Stânga zis, da, 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 da. Bun, bun. Și aici unde? Băi, în față și la dreapta, puțin. În față și la dreapta. Aici sau pe unde? Dreapta, dreapta, dreapta. Păi nu știi care e dreapta, băi. Nu. Păi ce, cum ai luat-o școala șoferi? Da, dracu. Uite aici, aici e, l-ai văzut. Du-te-n pula mea că e aici, la asta. Avem niște musafiri pe aici. Care îi mănâncă. Să nu mă ocup eu de ei. Îi mănâncă în cur, domnul. Bun, și de aici unde? Hai să-l căutăm pe aici. Uite, văd o mașină, poate o fi a lui. Am înțeles. Nu, eu nu știu dacă e lui, că de două săptămâni nu l-am mai văzut. Pe aia zic. Hai că eu mă despar pe aici, mă despar de voi puțin până-l caut. M-a dus să-l caut și-o. Du-te, du-te. Să mor, îmi dau cu firul pe aici, mă. Pe unde ar putea fi ăsta, mă? Aș face o baie aici, în dreapta. Colegul, dacă ești dezbrăcat, ia caut-o până apoi, ia vezi. Poftim? Poftim, colegul. O să caut prin apă, mă, ăla. Caută-l în apă, ia vezi. Da. Pe unde merge, mă? Ia că văd ceva acolo prin față. Bă, dar eu mă duc prin iarbă, mă, că mă cam... E cam cald așa. Dacă știi ce zic. Domnilor, domnilor! L-am găsit, l-am găsit! Pe cine? Hai, mă, repede. Du-te-n pula mea. Du-te-n pula mea. Du-te-n pula mea. Să-mi ba pula. Mie mi-e frică. Să-mi ba pula-n Dumnezeu. Ce pula mea s-a întâmplat aici? Bă! Dă-ți Dumnezeu ochii. Domnilor, săriți. Colegul? Domnilor, săriți. Domnilor, săriți! Mă duc să văd dacă respiră sau... Domnilor, săriți! Să mai zic de 100 de ori. Hai că mă mai ridic eu dacă e. Dumnezeu să te miluiască. Cred că trebuie să fac singur la treabă. Mamă, dă duc cu raba! Ia puneți-vă în genunchi amândoi. Dumnezeu să te miluiască, o să spăli. Amândoi acum în genunchi.
Acum ce te-a apucat pe dintr-o dată? Cine, domnul? Și tu, și tu ăla cu... E un albastru? Păi acum, e acum, da. Hai, bagă, hai, în genunchi. Domnul! Domnul, ții la viață, mă rog. Nu, noi l-am omorât. De unde pula mea să știu, mă? Băi... Domnul, n-am nimic de face, domnul, să mor. Băi, ăla. Să mor, mama. Vezi că am primit niște informații că voi ați făcut ceva cu el, mă. Domnul, vă jur. Băi, vă stați conștienți ce faceți, mă? Sunt nevinovat. Da? Nu, da. Nu, da. N-am făcut nimic. Ia răspunde. Ia răspunde. Că știu că tu l-ai dus în situația asta. Ia răspunde. Nu l-am adus eu. Eu l-am ajutat. L-ai ajutat? Pe cine l-ai ajutat? Spune, pe cine l-ai ajutat? Eu l-am ajutat pe el. Ultimul nostru transport. Ce ultimul nostru transport? Ce s-a întâmplat acolo? Spune. Nu pot să spun că tu o să mă omor după. Zi acum. Lăsați armele jos. Nu las. Zi acum. Păi cum să zic eu ție? Ultimul nostru transport... Spune. Transportăm toate drogurile noastre de la firma noastră. Și ok, și Al Capone. Și ne-a prins acolo în ambuscadă și eu eram în spatele lui. Ok, și... Și când am văzut chestia asta, am fugit. Pare rău acum. Și l-a lăsat acolo. Frică. Mi-a și cine a mai fost acolo? Că nu m-a văzut eu din câte. Ăsta, da, și ăsta. Și... Dar nu, acum că ți-am spus, nu mă omoră. Ne întâlnim în iata. Da. Mă făcui că să vă moară. Ne întâlnim în iata. Te văd Dumnezeu. Cum e, domnule? Păi de pula mea. Mă revin. Mă, a venit și momentul ăsta, băieță. Dumnezeu să ierte. Nu știu ce va fi de acum încolo aici. Da. Da, nu ascundem cartă, gata, da. Ce să-l mai ascund? Să-l ascundă mortă, că nu-l mai... Nu-i mai ascund. Bă, picioarele în ei. Hai să plecăm. Sper că numai și doi au fost acolo. Trebuia să dau o floare să-i duc, da. Doamne, dar puteți să făcați flaga asta de aici, că nu e nicio problemă, eu așa am făcut. M-am dus la un mătunt, am luat o flagă, domne. De bun simt, nu, las că vine seara. Ce vorbesc? Am eu niște treburi. Nu credeam. Nu credeam. Nici nu credeam că voi veni o dată la cimitir când chiloți. Nu cred. Te dracu. Băi, băieți, acest episod va fi plus 18. Ce zic, s-a înjurat, s-a făcut de toate. Nu mai zic nimic. L-am găsit pe fratele meu. Din păcate. Nu mai am reacție. Nu știu, ne întâlnim la următorul episod, da. Salut!